Magistrații Curții Constituționale și-au anunțat demisia în corpore. Anunțul a fost dat pe site-ul Curții Constituționale la câteva zile de la decizia de a demisiona președintelui în alte curți, Mihai Poale Poalelungi. Judecătorul Veceslav Zaporojan a fost stabilitat de plenul Curții Constituționale să exercite atribuțiile administrative ale președintelui Curții până la alegerea noului președinte, mai scrie pe site-ul Curții Constituționale. Președintele Igor Dodon a reacționat printr-un comentariu pe Facebook demisia în a membrilor Curții Constituționale a Republicii Moldova. Salut decizia judicioasă, deși întârziată, a membrilor curții constituționale, ori această soluție a fost unica rezonabilă în conjunctura actuală, dar și una mult așteptată, nu doar la nivel național. Structurile responsabile cu numirea judecătorilor, Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii urmează să demareze în regim de urgență procedurile aferente a numirii judecătorilor în alte curți, se mai arată în mesaj.